Andreea Mirela Tache, directoarea economică a Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, a vorbit în cadrul unei conferințe de presă organizate la sediul PSD Călăraș despre oportunitățile de finanțare existente în programul operațional regional 2021-2027. Prin intermediul acestui program se vor acoperi domenii precum cercetare și inovare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mobilitate și conectivitate, biodiversitate, infrastructură educațională, turism și cultură. Astăzi o să vă prezint câteva oportunități de finanțare pentru următoarea perioadă de programare 2021-2027. În ceea ce privește programul operațional regional Sud-Muntenia la nivelul instituției noastre. După cum știți, din luna ianuarie 2020, Comisia și-a exprimat dezacordul de a mai aproba un program la nivel național și ei dorește descentralizarea acestor programe operaționale. În acest sens, în luna iulie 2020, s-a aprobat o ordonanță de urgență prin care au fost desemnate ca și autorități de management Agențiile pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia. În cadrul viitorului program, noi propunem o serie de investiții, suntem încă în proces de negociere cu cei de la Comisia Europeană, în ceea ce privește următoarele obiective de investiții. Bugetul programului este undeva la 1.345.000.000 de euro, partea din Fondul de Dezvoltare Regională, la care se mai adaugă și contribuția de la bugetul național. Noi vom avea ca obiective partea de cercetare și inovare și adaptare de tehnologii, atât pentru mediul privat, cât și pentru partea de administrație publică, pe partea de digitalizare, promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în clădiri publice și cele de patrimoniu, precum și în clădiri rezidențiale. Și în acest sens, ca să nu ne aflăm în imposibilitatea de a dezangaja fonduri în următoarea perioadă, având în vedere întârzierile încă generate de neaprobarea regulamentelor europene, dar și de aprobarea programului implicit, ADRS Muntenia a efectuat o serie de activități care să vină în sprijinul administrației publice locale, fie ele de elaborare de documentații programatice importante, fără de care nu se pot depune proiecte pe următoarea perioadă de programare, fie de constituirea unui project pipeline, spunem noi, o listă de proiecte care să fie finanțate într-un grad cât mai matur atunci când se va da drumul la program. Pentru asta, la începutul anului, ADRS Muntenia a intrat în proces de negociere cu Banca Europeană de Investiții pentru a depune o cerere de finanțare pentru o serie de fișe, câteva sute la număr, pentru autoritățile publice locale din regiunea Sud-Muntenia, implicit din județul Călăraș, pentru clădirile de utilitate publică în momentul de față, în ceea ce privește eficiența energetică. Un alt obiectiv al programului va fi cel de îmbunătățire a protecției naturii și biodiversității, a infrastructurii verzi, în special mediul urban și reducerea poluării. Și aici este vizată zona urbană funcțională din jurul orașelor și orașele implicit. Un rol important îl constituie încadrarea în așa zisul plan de infrastructură verde-albastră. În momentul de față, ADRS Muntenia se află în proces de semnarea unui contract de prestări servicii cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, care are la bază elaborarea acestui plan de regional de infrastructură verde-albastră, dar și acordarea de sprijin orașelor din regiunea Sud-Muntenia pentru activități de consolidare a capacității administrative și de identificare de proiecte care se încadrează în această gen de infrastructură verde-albastră. De asemenea, rămâne partea de mobilitate urbană, care o avem și în programul operațional regional, drumurile județene, partea de conectivitate și de îmbunătățire a mobilității,
infrastructura de educație, și aici vorbim de la creșe, grădinițe, până la partea de licee, învățământ tehnologic și centre de formare profesională a adulților, și partea de turism și regenerare a patrimoniului cultural. O altă condiție ca și noutate în acest program este ca aceste investiții să facă parte din strategia integrată de dezvoltare teritorială a județului sau municipiului reședință de județ, care să determine valorificarea resurselor turistice și creșterea de turism, dar și utilizarea infrastructurii culturale care beneficiază de acest sprijin. O altă acțiune întreprinsă de instituția noastră pentru ajutorarea autorităților publice este aceea de a constitui un fond regional pentru autoritățile publice locale din regiunea Sumuntenia, care are ca scop accelerarea absorpției fondurilor la nivelul regiunii noastre și crearea unui fond punte pentru partea de cofinanțare de către autoritățile publice. Este un proiect la care lucrăm cu cei de la Comisia Europeană și cu sprijinul Băncii Europene de Investiții în momentul de față. Aș încheia doar câteva aspecte menționate în declarația reprezentantului Comisiei Europene România, și anume trecerea responsabilităților de la nivel central la nivel local reprezintă o provocare pentru România și în ceea ce privește capacitatea administrativă, și în al doilea rând trecerea de la calitatea de organisme intermediare ale agențiilor la calitatea de autorități de management reprezintă o schimbare incrementală și nu o schimbare fundamentală.